Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Secretul fericirii de durată. Ferice de omul care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Psalmul 112, versetul 1. Fericirea de durată nu se regăsește în posesiuni materiale sau într-o carieră de succes. Se însemne oare asta că aceste lucruri sunt greșite? Nu. Când îl pui pe Dumnezeu pe primul loc, El ți le va dărui. Matei, capitolul 6, versetul 33. Dar tu nu trebuie să permiți ca vreun lucru din ce îți dă Dumnezeu să-L detroneze pe El de pe primul loc din viața ta. Psalmistul a spus, și citez acum din Psalmul 112, primele 9 versete, ferice de omul care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Sămânța lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine îi merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate, căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima este mângâiată, n-are nicio teamă, până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți. Milostenia lui ține în veci. Capul îi se înalță cu slavă. Am încheiat citatul. Cineva a spus că cele mai bune lucruri din viață nu sunt lucrurile. Fericirea nu este determinată de ceea ce ai, ci ea se regăsește în relații. Iar prima relație de care ai nevoie este cea cu Dumnezeu, întrucât fiecare binecuvântare a vieții se revarsă de la El. Într-o lume a urgenței și a confuziei, Dumnezeu îți va dărui valori și priorități după care să trăiești. Ferice de omul care are o mare plăcere pentru poruncile lui Dumnezeu.